Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii! Astăzi mă bucur foarte tare că l-am alături de mine pe Dobro și vom vorbi despre relaxare. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mi se pare un pic ciudat să avem rolurile schimbate. Înainte tu mă intervievai pe mine, astăzi te intervievez eu pe tine. Te las pe tine să faci totul ca eu să mă relaxez aici și să fiu cât mai bine. Despre asta e vorba de fapt. Se preiau diferite roluri. Când mă gândeam că mi-ai zis că vorbim despre relaxare, mă întrebam în primul rând de ce să vorbim despre relaxare. Pentru că, stai să-ți explic ce vreau să spun. Pentru că relaxarea e doar o parte a noastră, corect? Și mă gândeam să povestim un pic astăzi despre faptul că relaxarea este opusul activității, să-i spunem. Și ambele fac parte din dansul ăsta, din pulsiunea vieții, corect? Noi avem sistemul autonom central, sistemul nervos autonom. Și e împărțit în două părți, două setări, dacă vrei. Este parasimpaticul și simpaticul, nu? Le știm. Parasimpaticul este cel care ține de relaxare. Prin nervul vag se duc în tot felul de organe, liniște, e feed and breathe. Da? Mâncăm și facem dragoste. Și suntem relaxați. Când suntem în sistemul simpatic, agitație, fugi, fight or flight, se opresc anumite funcții. Știi vorba aia, s-a speriat de a făcut pe el de frică. Pentru că se oprește, deci atât de speriat, încât corpul zice, ok, shut down la aia, așa aia, ca să avem energie. Inclusiv la vezică, nu ne mai trebuie energie. Există acum un indicator nou, heart rate variability. Se folosește foarte des în wellness, în health. Heart rate variability este diferența dintre timpii bătăilor inimii. Da? Deci între două bătăi ale inimii poți să ai 0,9 secunde sau poți să ai, la următoarele poți să ai 1,1 secunde. Ce măsoară heart rate variability este ușurința de a te muta dintr-o setare în alta, din parasimpatic în simpatic, la nivelul ăsta foarte mic. Dacă ai bătăile inimii foarte asemănătoare, deci toate sunt 0,9, de exemplu, înseamnă că a pus mâna pe tine una dintre setări. Uh-huh. Nu te joci ușor, nu te duci după stimuli. N-ai lejeritatea de a te seta pe una sau pe cealaltă. Cu cât e mai mare heart rate variability, adică diferența dintre timpii ăștia, dintre bătăile inimii, cu atât înseamnă că tu mai ușor te mulezi după mediu. Ok? Am putea spune cu cât te relaxezi mai mult și cu cât ești capabil să te relaxezi mai mult, cu atât ești capabil și să te montezi mai mult în momentul în care ai nevoie de făcut ceva, când ești psihologic în sarcină, să spunem, sau când ești activ, când faci ceva. În contextul ăsta aș zice că e interesant și important să vorbim despre relaxare. În sensul că antrenându-ne în relaxare, ne antrenăm să ne ducem atât de tare în relaxare încât să putem după aia foarte ușor să ne ducem în activitate și să gestionăm foarte bine, să managerizăm foarte bine mutatul ăsta după stimuli. Da, dacă te uiți la prietenii tăi, la cei cu care lucrezi, cum se pare? Chiar ne relaxăm când mâncăm, chiar ne relaxăm când facem dragoste și tot ce ai menționat mai devreme și când dormim, când ar trebui practic să intrăm în starea asta de relaxare. Nu mi-am observat colegii făcând dragoste, trebuie să-ți spun de la început. Dar uite, cu mâncatul, da, vezi, ochiul de psiholog vede anumite lucruri. Unii sunt mai agitați, unii sunt mai relaxați. Problema este că în mediul nostru citadin, urban, cu alerte pe telefon, cu claxoane, cu zgomote, cu noxe, cu tot felul de perturbabilități, să zic așa, cu certuri la trecerea de pietoni. Am ajuns să fim, dar nu numai cu astea, inclusiv lucruri care inconștient ne generează una sau alta dintre stările astea, dar mai ales cea de agitație, de fight or flight, cea stare simpatică, sistemul simpatic, pot fi, de exemplu, celebrul leu de pe trolebuz, într-o reclamă Lion sau cum se cheamă. Mm-hmm.
în adânc acolo de tot în amigdala aia mică de fight or flight, încă probabil vederea unor colți de genul ăla, și mai ales dacă o faci inconștient, te agită puțin. Ca să nu mai vorbim de alarme, de telefoane, de alerte, de deadline-uri la serviciu și așa mai departe. Suntem, din păcate, tot timpul agățați în alertă, în sistemul simpatic. Nu mai știm să ne relaxăm de tot. Foarte puțin dintre noi știu asta și foarte puțin își permit să facă asta. Și atunci trebuie să ajutăm un pic. Dacă ne uităm acum, cred că la un film de acum 20 de ani, cu siguranță nu o să avem foarte multă răbdare, pentru că și tempoul lui este unul... Absolut! Eu mă uit la film, eu nu mai poate să se uite la filme chiar produse de câțiva ani, trebuie să-i dea skip cât mai repede. Știi, noi avem în noi un sistem de scanare a mediului. Scanează posibilități, scanează outcome-uri, scanează primejdii, amenințări. Da? Cu cât este mai calm mediul, cu atâta ciclurile astea sunt mai rare. N-ai nevoie, creierul știe că n-are nevoie, dacă nu se schimbă nimic, n-are nevoie să scaneze atât de des. La un om agitat, ciclurile sunt foarte, foarte dese. Se spune că dacă te duci la New York și te simți ok, te simți energizat, te simți bine, înseamnă că ești un pic nevrotic. Pentru că înseamnă că ciclurile alea se armonizează. Mișcarea, demența care e acolo, mișcările din jurul tău, forfota, agitația, montarea oamenilor, inclusiv clădirile alea foarte verticale, foarte viguroase, așa, foarte falice, nu? Sunt până la urmă, totul este mișcare, totul este hai să facem, hai să dregem. Dacă te simți bine la New York, înseamnă că îți rulează des programul ăla. Okay? Și este foarte adevărat ce spui. Cu cât se mișcă mai repede imaginile, montura unui filmuleț pe YouTube, e un tip Casey pe YouTube, care este un montor senzațional. Se schimbă foarte repede. Stările, nu numai imaginile, stările, muzica, totul. Copiii, zici foarte bine, sunt obișnuiți să scaneze des. Care-i costul? Păi costul se pare că este că nu se mai liniștesc. Pentru că dacă ești obișnuit tot timpul să fii treaz, agitat, înseamnă că vei fi tot timpul în alertă. Dar mai intervine ceva. Sunt niște studii pe care vreau să le poate apuc și să le fac vreodată. Există o parte în noi care comandă când să respirăm. Este medula oblongata, se cheamă. E undeva la capătul șirei spinării. În momentul în care avem puțin dioxid de carbon, totul e ok. Cum crește un pic? Adică tocmai am tras aer, da? Oxigenul dă afară dioxidul de carbon. Tocmai am tras aer. Medula asta îți spune, hopa, e destul dioxid de carbon. Dacă noi tragem aer și nu inspirăm, deci, ce am lăsat-o jos? Și începe CO2-ul să crească. La un anumit moment, medula aia spune, aoleo, inspiră, trage. Ok? Ne trebuie oxigen, trebuie să dăm afară, e prea mult dioxid de carbon. Se pare însă că toată agitația asta de care vorbești și tu, scanările, lipsa de liniște în copilărie, agitația în copilărie, mamele nu mai stau cu copiii, nu judecăm dacă e bine sau nu, dar hai să vedem ce se întâmplă. Păi se întâmplă că medula aia, la toate perturbările, tulburările de anxietate ale copiilor, devine hipersensibilă la CO2. Adică, un copil, de exemplu, cu anxietate de separare, mult mai repede simte CO2-ul decât un copil fără anxietate de separare. Se fac niște teste, în 35% creștere de CO2 într-o cameră, copiii nu știu, dar raportează după aia tot felul de stări de genul ăsta. Inclusiv tulburarea de anxietate generalizată. Scuze-mă, aș vrea să clarificăm un pic, pentru că poate nu toată lumea este familiarizată cu termenul de anxietate, deși toată lumea l-are pe buze. Adică cum l-am putea vedea comportamental vorbind la copil? Când ne putem da seama, nu știu, ca și părinte, că intră în stare de anxietate copilul? Mai ales dacă ai văzut în studiul acesta, nu știu, dacă ajunge la 35% în încăpere dioxid de carbon, cum se manifestă? Creștere, cum se manifestau? Încep să fie agitați. Sunt diferite tulburări de anxietate. Da? E tulburarea generală de anxietate, tulburarea de separare. Atacurile de panică se trag tot
culmea de la tulburările de anxietate de separare. Înseamnă agitație. Deci nu poți să stea focusați pe un nu poate chestie. Să stea. No. Înseamnă stări, stări de teamă fără motiv la tulburarea generalizată, de exemplu. Teama care apare când se separă de părinți sau de figurile primare de atașament. Fiecare tulburare are setul ei în DSM, dar asta înseamnă... Dar știi, culmea este că anxietatea, cred că toată lumea poate să relaționeze la termenul de anxietate, pentru că trăim niște vremuri foarte anxioase. Foarte anxioase. Rulajul ăsta de scanare, ce spuneam, tremurătura interioară, da? Sunt acele senzații de tremurătură interioară, te uiți, mâinile nu tremură, dar înăuntru simți o forfotă, simți o agitație, nu simți plăcere. De aici, evident... Ești nemulțumit de tot ce se întâmplă? Absolut tot. Da. Absolut tot. Frică. Toate astea, da? Și acum, întorcându-ne. Copii, e un pic complicat, dar cred că merită. Mai ales că lumea o să poată după aia să reluleze un pic, pentru că este un life hack. Copiii care sunt crescuți în anxietate, de orice fel de tulburare, devin mai sensibili la CO2, cu medula oblongată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am respirat, da? Am dat drumul respirației, trece mai puțin timp până eu simt din nou nevoia să respir, pentru că mă sperie că e prea mult CO2, da? Până acum ceva timp, nu de mult, se spunea că CO2 este un gaz toxic pe care noi trebuie să-l eliminăm. Este un prieten foarte bun al organismului. Și aici începe aventura frumoasă. CO2-ul ce face? Dioxidul de carbon. Când crește dioxidul de carbon, adică am tras aer, da, am stat, nu avem oxigen, sunt într-un fel de relație inversă. Scade oxigenul, crește dioxidul de carbon. Noi când tragem aer, oxigenul se duce în sânge. Cum? Hemoglobina cară fiecare bucățică de hemoglobină de 4 molecule de oxigen. Da? Și se cară prin sânge. Dar nu se opresc. Se cară. Noi putem respira foarte agitat. Și cum ziceam, o facem când avem anxietate. Cel mai bun exemplu la tulburările paranoide, de paranoie, atacuri de panică, pardon, cer scuze, că respirăm foarte, foarte des, da? Da, ne umplem de oxigen. Avem SpO2 la 100, saturația de oxigen. Problema este unde se duce oxigenul ăla. Stă și circulă în sânge acolo și noi respirăm și da, suntem plini de oxigen. Super. Nu e super, pentru că nu se duce în mușchi oxigenul, unde avem nevoie de el. Cum se duce oxigenul în mușchi? Este un fenomen studiat, a luat și premiul Nobel prin 1900 și ceva. Este efectul Bohr, se cheamă. Altul decât Niels Bohr. Deci, există această relație între pH, dioxid de carbon și oxigen. Dioxidul de carbon face să coboare oxigenul la stațiile în care are nevoie în corp. În musculatură, în procesele metabolice, unde are nevoie. Și atunci, dacă începem cu anxietate în copilărie, dacă începem cu tulburări de separare, de exemplu, pe care tot mai mulți copii le au în ziua de azi, și bine, sunt la grăință de la 2 ani. Și firești, da, adică sunt și firești, dar dacă sunt prea bruște, ne duc la hipersensibilizarea medulei, respirăm mult mai repede, ne speriem de dioxid de carbon și este foarte jos tot timpul și nu se mai duce în mușchi. Și asta acumulat cu faptul că oricum, dacă suntem stresați tot timpul, nu mâncăm, pentru că feed or breed facem când nu suntem stresați. Când suntem relaxați, când suntem în parasimpatic, toate astea duc la boli metabolice, duc la somatizări, duc la toate nenorocirile astea pe care le vedem tot mai des, cresc bolile ca ciupercile. Și în rândul copiilor chiar regăsești destul de multe boli digestive. Da. Și nu numai, tot felul. Și acum, de-aia ne trebuie relaxare. Cum facem relaxarea? Cum te relaxezi tu sau cum reușești tu sau cum ai ajuns aici? Cum ai ajuns să studiezi partea asta cu relaxarea, cu ce se întâmplă cu oxigenul, la ce te-a ajutat? Nu știu cum am ajuns. Ce știu este că am fost pasionat de foarte multă vreme de tehnici de relaxare. În mare parte îi le datoresc, cred, lui taică-miu, pe de-o parte, pentru că el făcea yoga. Taică-miu făcea yoga de când eu îl știu, de când eram mic. Dacă intram duminica în sufragerie, era o păturică,
un ionizator, țin minte, și taică-mi stătea în cap. What? Ușor, ușor am început împreună. Să stăm în relaxare, să stăm în lotus, în tot felul de asane. Dar cred că de atunci am, cred că mi-a rămas. E posibil de atunci să fi rămas. Și am reînceput cumva, probabil când agitația mea mi-a dat de înțeles că ceva nu e în regulă și că nu-mi face bine. Și atunci am început să caut metode de relaxare. Le-am încercat pe toate. De la dansuri sufi, la meditație, la, nu știu, metode de respirație, meditația mâncând, meditație mergând, tot felul. Toate formele. Somn puțin, somn mult. Mi-a plăcut să încerc. Probabil pentru că simțeam că o să ajung să le folosesc, inclusiv în practica de terapeut. La ce am ajuns acum este așa. În primul rând, foarte importantă respirația. Pentru că ne ajută exact la ce spuneam mai devreme, să creștem sensibilitatea, capacitatea noastră de a suporta CO2, care înseamnă corp sănătos. Acum, eu nu sunt cel mai sănătos om din lume, pentru că eu folosesc toate metodele astea ca să pot să fac excese în rest. Și până la urmă despre asta vorbim, nu? Ne relaxăm și după aia trăim. Se poate face lucrul ăsta. Respirațiile pe care le fac sunt unele împrumutate din Kundalini, destul de puternice ca respirațiile. Nu sunt neapărat de relaxare, dar vine relaxarea după aia. Adică te ajută să te încarci ca să te poți descărca. Este o respirație absolut superbă, Ujjayi. Nu știu dacă ai auzit de ea. Nu le știu după denumire, dar poate ne și arăți. N-aș vrea să par un, cum se cheamă, televanghelist. Like, stați, țineți-vă de nas, inspirați. Lucrurile de bază se știu. Respirația trebuie să fie, cum se zice, în abdomen. De ce? Ca să faci loc din diafragmă jos. Pentru că acolo e vascularizat plămânul. Acolo, de acolo și ia mult oxigen în celule. Adică pe inspir se umflă abdomenul. Îți crești burtă, exact. Exact. Și, pe și atunci, expir. Deci când inspiri, touch the screen. Deci când inspiri, îți mărești burta, să spunem, ca mușchiul diafragmei se ducă în jos și să permită plămânilor să inspire. Dar sunt foarte interesat acum mai nou de aceste tehnici de a respira mai puțin. Vechii antrenori de yoga spun că nu trebuie să se audă respirația într-o sală de yoga, de exemplu. Dacă intri la noi într-o sală de sport sau de yoga, te ia cu mâinile de cap, da? Nu, nu, nu. Trebuie să pui un fulg aici și să nu se vadă, așa spuneau. Există un vers în Bhagavad Gita. Și cât de frumos sună, că trebuie să... toți trebuie să facem sacrificii. Ia, o filozofie întreagă. Dar spune că trebuie să sacrificăm inspirația în, în expirație și expirația în inspirație, atât de fin trebuie să respirăm. De ce? Păi pentru că atunci avem destul dioxid de carbon cât să se ducă în toate organele noastre unde e nevoie oxigenul. Și atunci, deci sunt, de exemplu, un exercițiu extraordinar este să-ți testezi în fiecare dimineață capacitatea de a suporta lipsa de oxigen. Adică, de fapt, creșterea de CO2, da? Și este super simplu. Faci două inspirații și respirații, nu exagerate, iar la a treia te ții de nas. Și vezi câte secunde poți să ții. Cât poți să ții și să te menții relaxat. Cât, nu să începi... cât de cât calm. Adică, la primele semne de panică, panică interioară, te uiți la ceas și vezi cât ai. Am făcut pe radio experimentul ăsta și variază de la 10 secunde, 12, 14 secunde. La cei neantrenați care nu fac sport, se duce undeva în 25 de secunde, 30 de secunde. Poate cei foarte fericiți, 35-40 de secunde. Cred că în două săptămâni, dacă faci experimentul ăsta doar de vreo 2-3 ori pe zi, ajungi de la 14, să spunem, te poți duce fără probleme la 40. În încă două săptămâni, ajungi la 1 minut și 15 secunde fără nicio problemă. Ce înseamnă asta? Dacă îți pui un speometru, un oximetru, pardon, pe deget, o să vezi că îți cade saturația de oxigen undeva la 78, pentru foarte scurt timp. E sănătos. Înseamnă că se duce oxigenul ăla, doar nu dispare, se duce în celule, dar îl simți.
Deci simți cum se duce în tot corpul și te relaxează într-un mod extraordinar. Ce, vorbiți cu medicul, evident, nu vreau să fiu dat în judecată. Dar puteți citi, sunt două cărți senzaționale. Este cartea lui James Nestor, Breathe, nu cred că a fost tradusă încă în limba română, și mai este cartea lui Patrick McKeon, Oxygen Advantage. Iarăși foarte important, respiratul pe nas. Pentru că noi când respirăm pe nas, apare monoxidul de azot, care lărgește venele, circulă totul mult mai bine, este antiviral, by the way. Apropo de perioada asta. Apropo de perioada asta, da. 2020. Ok. Acum, toate respirațiile care te ajută să-ți mărești capacitatea de a sta fără oxigen sunt ok, evident, până la anumite limite. De exemplu, e metoda Wim Hof. Multă lume o folosește. Mie se pare un pic periculoasă, deși am practicat-o de câteva ori. De ce? Respiri de 30 de ori foarte puternic, deci îți dai afară orice CO2 din tine, te umpli cu oxigen și atunci, da, poți să stai până la un minut jumate fără să respiri, cu aerul dat afară. Dar te duci la o hipoxie de 63, am ajuns la un moment dat. Începi să-ți moară celule, not ok. Deci, ce spun eu, sunt mult mai neinvazive, mai ușoare, mai relaxante. Plus că ai și efectul ăsta de șoc. Adică, ok, fac baie cald, fierbinte cu baie rece, extrem de sănătos. Dacă eu nu sunt obișnuit și dau drumul direct la apă rece, mi s-au făcut mușchi, uite așa. 3 săptămâni nu mai poți să-mi mișc cu umărul. Da. Da? Pentru că este șocant, e traumatic. De ce să nu dai drumul încet la apă rece și să se obișnuiască corpul și ajungi să stai 2 minute sub apă rece fără probleme? Aia e altă discuție. Și asta relaxează, by the way. Acum, băile fierbinți seara relaxează. 20 de minute unde nu mai spui. Deci 20 de minute la un 40, 41, 42 de grade Celsius. E un efect de saună, nu? E ca și cum faci sport 20 de minute, se pare, noile cercetări zic. Riscul cardiovascular scade tot, plus... Bine, dar cu câteva ore înainte de somn, totuși, ca să... O oră, două, se încălzește foarte tare miezul, te duci la 38,3 grade, da, neutru, și atunci exteriorul îți pare rece, ceea ce este perfect ca temperatură de somn. Anyway, bygones și asta... Ujjayi, că spuneam. Ujjayi este o respirație care te ajută să ai timpii de expirație mult mai mari decât cei de inspirație. Adică exact să te obișnuiești cu un flux neanxios al respirației. Îți semi-blochezi în glot aici, deci inspirația o faci normal și expirația... E așa lung? Îți blochezi și se duce, o lași, diafragma apasă, se duce 8 secunde, de exemplu. Dacă stai seara și faci exerciții de genul, inspirație 4 secunde, stai acolo 4 secunde, expiri 8 secunde. Să vezi cum ți se schimbă tot în corp. Da? Sportul. Foarte important. Păi, dacă tu ești, cum ziceam mai devreme, totdeauna ești un pic în sistemul simpatic, în fight or flight, că așa-s vremurile. Stai tot timpul un pic agitat că se poate întâmpla ceva și nu te relaxezi. Măcar ok, go for it. Aleargă puțin ca și cum te aleargă leu sau alergi o căprioară și măcar trăiește-ți așa, acel puseu simpatic. Și după aia o să vezi, este mult mai liniștit. Bineînțeles, grijă cu mâncatul, cu toate astea. Scuze, aici aș vrea să insistăm un pic, pentru că mi se pare foarte important că cred că totuși nu înțelegem că în faza asta de simpatic avem o bombă de energie fizică în noi. Absolut. Și nu știu, dacă doar citim un e-mail și ne-a enervat, noi am intrat în simpatic, da. Și ideea e, băi, trebuie să-l lovesc pe ăla care mi-a trimis e-mailul. Trebuie să fac ceva. Exact. Care-i sensul acestei agitații? Nu știm. Și o agitație fizică, absolut, musculară... Adrenalina, nu? Suprarenal le pompează adrenalina, deci este... Okay. Și noi, de regulă, stăm. Și noi, deci, ce e înăuntru, ce agitație este și noi... Da, și mai stăm și pe Zoom și hi everybody, da, și eu sunt pregătit. Ok. Am vorbit mult despre corp și nu sunt medic. Îmi place foarte mult să citesc lucrurile astea. Nu sunt medic. Și atunci hai să vorbim un pic și despre psihologia acestor lucruri. Omul are capacitatea asta și nevoia de homeostază, da? Deci de a se simți în echilibru.
care e echilibrul ăsta? Pentru că una este să educi perfect, să spunem, ceea ce nu există, să educi perfect un copil și are axa perfectă, are homeostaza perfectă, și alta este să educi un copil într-un mediu violent, să spunem, da? Părinții, să zicem că sunt foarte agitați, tatăl mai bea, vine acasă. Copilul ăla crește de foarte devreme într-o stare agitată pe care o ia drept homeostază, o ia drept farul călăuzitor, viteza lui de croazieră, să-i spunem așa, anxietatea lui de croazieră. Și mai târziu, când îi întâlnim în terapie, o să spună: eu am avut o copilărie foarte perfectă. Ok, da, a fost foarte bine, am fost fericit. Da, dar mai mult, își caută relații, că la serviciu, că relații maritale acasă, își caută relații unde regăsesc acea acea senzație fizică și homeostaza optimă. Ea nu e optimă din punct de vedere al corpului. Ce vorbeam mai devreme, da? Dacă un copil a trăit anxietate de separare și tot timpul este agitat și este speriat tot timpul că pleacă mama, el ușor, ușor să înceapă să ia acea agitație drept normalitate. Când n-o mai are, o să fie ceva foarte ciudat. Dacă mor, dacă nu mai respir și mor, noi putem să nu respirăm. David Blaine n-a respirat 22 de minute. Căutătorii de perle stau minute fără probleme. Când încep exercițiile de care spuneam mai devreme de respirație, observ că să duci la 2 minute fără să respiri și fără să ai aer în tine este destul de ușor posibil. Semnalele alea ale medulei, o să mori după 14 secunde sau 20, semnalele alea n-au legătură cu realitatea, dar te-ai obișnuit cu ele. Ai trăit într-un mediu în care ăla a fost ritmul respirației, ăla a fost, aia a fost sensibilitatea, da? Și ne căutăm genul ăsta de relații. Asta se întâmplă într-o terapie. Sau și asta se întâmplă într-o terapie. E bine să duci clientul, pacientul, cum îi spui, în funcție de școală, să-și revizuiască un pic normalitatea. Cum? Te amesteci cu el, tu ca terapeut, îi aduci... îi dai permisiunile să se mai uite și la altfel de oameni, pentru că fără să-și dea seama, are un bias. Caută relațiile care să-i dea homeostaza aceea, normalitatea aceea. Și atunci nu va vedea alți oameni. O să-i evite fără să-și dea seama. Tu, dându-i voie să vadă și alte persoane de genul ăsta, alte relații, dându-i voie să vadă alte stări ale lui, făcând meditații cu el, de exemplu, în cabinet, dându-i voie, făcând respirații, dându-i voie să-și scaneze corpul, să devină conștient de corpul lui. Sunt oameni care nu sunt conștienți de corpul lor. Știi? Cred că 95% dintre oameni absolut sunt conștienți. Probabil, nu știu, n-am ce vede, dar probabil, foarte mulți. Eu mă uit în cabinet, practic. Nu știu, oricum nu știu să lucreze cu ei și aici nici măcar nu o să se asculte vreodată. Uite, tu ai primit un cadou, cred eu, destul de frumos din partea tatălui tău în copilărie, să-ți arate cum să lucrezi cu corpul tău. Da, okay. Da. Și să nu uităm mama, stai puțin, care, nu că vreau eu să nu se certe după aia, dar mama este prima care liniștește pe copil. E prima care liniștește și aici foarte importantă este oglindirea emoțională a copilului. Ce numea, cred că Bion, nu mai știu, unul dintre psihanaliști numea reveria maternă. Adică când un bebeluș se strâmbă pentru că îl doare un dințișor, să spunem, da? Și se încruntă un pic sau pur și simplu îl deranjează o lumină și se încruntă un pic, o mamă ok, a good enough mother, cum spuneau tot Bion, intră în această reverie maternă. Dar nu numai mama, și noi bărbații, nu, e greu să te abții când vezi un copil că se încruntă, să nu te joci cu el un pic, să nu-l oglindești. Asta nu e întâmplător. Asta se face pentru că, imaginează-ți că ești bebeluș, că se întâmplă niște lucruri în jurul tău, că ai niște senzații, niște emoții, niște trăiri și că nu știi ce să faci cu ele. E groaznic, nu? Dar dacă persoana care are încredere, mama, ți arată că și ea simte același lucru, și se încruntă și ea și face, dar ce s-a întâmplat? Începe prima relație emoțională din viața copilului. Și dacă este ok relația asta
Și când se râde, se râde și se îngână și ha-ha-ha și jocuri. Dar când se încruntă, bebelușul se încruntă și mama, deci, a, îmi înțelege emoțiile, le pot transmite. Asta înseamnă relaționare. A, învățăm din cluri mici, din impulsuri mici, învățăm să relaționăm. Oh, ok. Din păcate ai o mamă perfectă sau good enough, cel puțin cum spunea Bion. Dar ce ne facem cu foarte multe mame din anii 2020, când nu mai au timp, care stau pe Zoom și au fața imobilă, care stau pe Netflix, poate, care nu există, poate 12 ore pe zi, ce facem acolo? Păi copilul nu mai are aceste capacități. Dar nici nu se mai liniștește. Pentru că nimic nu liniștește copilul cum liniștește zâmbetul mamei. Mm-hmm. Mângâierea mamei. Mm-hmm. Totul e în regulă. Hai să ne mângâiem, hai să ne jucăm. Ești în brațe, ești safe. Mamele pleacă după 2 luni la serviciu. Ok, vin mame surogați. Copilul nu mai știe care e atașamentul. Ok, să zicem că ne descurcăm. Dar relaxarea totală, aproape extatică, nu? Pe care un copil o are când e mângâiat de mamă peste tot, fără abțineri, fără să creeze zone isterice, cum zicea Bolas, nu? Adică dacă o mamă, să zicem, tu să mă oprești când se termină emisiunea, dacă o mamă, de exemplu, a învățat în familie că este, că sexul e ceva rău, fără să-și dea seama, când va mângâia un bebeluș, evită inconștient zona genitală, să spunem. Aia se supratensionează, evident, cere mângâiere. Și devine supra-sexualizată după aia și devine isterică, poate fi clivată, etică. Deci, un copil nemângâiat perfect deja își începe călătoria în nerelaxare. Uh-huh. Hai să ne întoarcem, spuneai în cabinet că e fain să le arătăm celor care vin meditația, să facem împreună cu ei exerciții de relaxare. Ce mai putem să mai facem? Uite, un exercițiu care este absolut genial este suita de exerciții ale lui Berceli. Da. Se mai numesc acum trauma release exercises, TRE. Altă nenorocire cu stresul și cu șocurile și cu traumele. Când ne speriem foarte, foarte tare și animalele, vedem, se descarcă după aceea tremurând, noi, din păcate, rămânem tensionați, blocați. E un mușchi aici, mușchiul psoas, care leagă abdomenul de picioare. Asta este mușchiul care, în principiu, face și apărarea. El te încovoaie. Îți protejezi organele vitale imediat când este o amenințare. Da? Microamenințările îl tot tensionează, dar nu cât să te apleci, că nu mergi pe stradă așa, ci microtensionări și ăla ajunge foarte tensionat. Există foarte multă lume, știu asta, cu senzații de încordare în abdomen. Ok. Exercițiile lui Berceli, căutați-le, le găsiți, cumpărați-le, I don't know. Sau mai ascultați la noi. Suita asta de exerciții, care durează, nu știu, cred că 12 minute, partea de mișcare. Se ia de la picioare în sus, sunt anumite genuri de exerciții, ca să-ți tensionezi picioarele, după aia stai la un perete, tensionezi și abdomenul. Au capacitatea de a detensiona cu totul mușchiul psoas. Ajungi, ultima poziție, să-i spun așa, a suitei ăstea, este pe spate, cu picioarele desfăcute. Și am văzut oameni tremurând 30 de minute, 10 minute, 35 de minute, 20 de minute. Deci tremură picioarele și se descarcă mușchiul ăsta. Dar asta se întâmplă spontan. Adică după ce faci setul ăsta de exerciții, tremuratul ăsta se produce spontan, tocmai că corpul începe să se detensioneze. Sunt oameni care pentru prima oară după exercițiile astea au avut senzația fizică de relaxare în abdomen. Și tu îți dai seama ce ținem în noi? Toate amintirile, toate traumele, toate au coduri în creier, da? Și stimuli care seamănă, pe care noi am asociat temeri, cu încordări, cu fugă, cu furie, cu toate astea. Cum apare un stimul asociat cu așa ceva? Noi, fără să ne dăm seama, încărcăm. Ajungem și la traume transgeneraționale, din păcate. Adică sunt atât de vechi și de adânci, sunt traume ale bunicilor noștri, ale bunicelor femeilor.
Adică noi ne gândim că, de exemplu, mama unei fete are ovulele pe care i le-a dat fetei încă de când eram pânte cu bunicii. Mm-hmm. Deci, și tot așa. Și tot așa, adică studiile spun clar, încă nu se știe exact cum se transmite epigenetic, că, adică un bunic are o traumă, da? Epigenetic, el începe să declanșeze sau să închidă niște gene ca să se adapteze la acea traumă. Aia se dă mai departe. Mama dă mai departe, o mamă stresată de alt nivel de testosteron copilului. Deci toate astea merg într-o spirală din asta nesfârșită și da, unele pot fi foarte greu de lucrat, cum zicem noi. E greu să vezi ce determina, ce stimul te sperie ca să începi să poți să fii atent. E o carte a lui Sapolsky, foarte frumoasă, care este tradusă și în limba română, Behave, cred că se cheamă, dar Sapolsky oricum, și îl povestește acolo. Noi învățăm frici, da? Au luat șoricel. O teamă născută a noastră și a noastră și a șoriceilor este teama de un zgomot foarte puternic. Uhum. Au luat șoricei și au asociat la zgomotul foarte puternic o lumină foarte puternică, dar nu atât de puternică încât să te sperie. Evident, șoricelul ușor, ușor, când se aprindea doar lumina fără zgomot, se speria. Și ce au observat cei citați de Sapolsky? Fricile astea nu trec de la sine. Trebuie să activ să uiți asocierea fricilor din cortexul prefrontal, din gânduri, din rețeaua executivă, activ trebuie să duci acolo la amigdală în adânc și să explici, nu mai trebuie să ne speriem de această lumină, că ea nu are și zgomotul asociat. Uh-huh. Bineînțeles, la oameni e mult mai complex, dar activ trebuie să facem asta. Dar lucrurile sunt extrem de complicate. Deci, pe de-o parte, avem toți acești stimuli, inclusiv reclamele care ne agită și ne așa. Deci sunt foarte mulți factori exteriori. După aceea avem tot ceea ce vine de la celelalte generații, toate traumele noastre emoționale și uite așa ajungem să fim un pachet mare de tensiune. Și aș vrea să ne apropiem de finalul emisiunii. Totuși, cum accesăm sau cum facem să scăpăm de aceste frici sau nu să scăpăm, că până la mai sunt bune, da? Pe de-o parte. Să reușim să ne detașăm cumva de ele și să nu ne afecteze viața, să nu ne afecteze corpul. Spui prin aceste exerciții de trauma release sau mai sunt și altele? Toate ajută. Okay. În diverse cazuri ajută diverse. Evident că dacă tu ești în corp, apropo de trauma release, dacă tu în corp ești încordat, faci terapie, ți-aduci aminte de traume, de sperieturi, dar corpul tău este încordat, base-ul tău este acea încordare. Nu te încordezi mai tare, nu te sperii mai tare, dar tu vei avea o sperietură reziduală, vei avea un sistem simpatic activat rezidual. Și atunci corpul ajută ca să găsim, să ne aducem aminte așa genetic ce însemna relaxare totală. Și după aia lucrăm pe stimuli. Adică, la ce duce asta? Deci eu îmi lucrez corpul și văd ce înseamnă relaxare. Ușor, ușor încep să observ ce înseamnă nerelaxare, ce înseamnă când sunt agitat, ce înseamnă când am anumite emoții, ce înseamnă când sunt furios, ce înseamnă când sunt dezgustat, ce înseamnă când sunt surprins, ce înseamnă când sunt bucuros. Încep să le pot determina. Am flexibilitatea necesară înăuntru, să pot să le diferențiez, pentru că dacă sunt un pachet de nervi, cum se zice, în permanență, păi cum să-mi dau eu seama ce înseamnă bucuria sau ce înseamnă tristețea? Nu? Trebuie să pot să am variabilitatea necesară ca să-mi dau seama de anumite emoții. Și atunci încep să vezi. Ok, sunt relaxat acum, dar dacă îmi vine colegul ăla și mai face chestia aia, sunetul ăla, eu nebunesc. Și încep să simți în corp. Și poți merge într-o terapie sau dacă crezi că poți lucra singur, să vezi, ok, stai puțin, de unde vine asta? De ce pe ceilalți nu îi enervează? Și poți poate găsi amintiri cu anumite sunete care nu te lăsau să dormi când erai copil ore întregi, care însemnau că vine tatăl acasă, bea cinge peste bată sau o bate pe mama. Toate lucrurile astea poți găsi. Uneori nu le găsești. Dar este
absolut un câștig faptul că începi să simți emoțiile respective, începi să fii atent la ele și un lucru extrem de important pe care îl poți învăța iarăși într-o terapie sau poate îl înveți singur, că nu ești acele emoții. Foarte mulți oameni alfabetizați psihoterapeutic, psihologic, emoțional, sunt luați în posesie de câte o furie de genul ăsta. Sunt hijacked, pur și simplu. Da? Este cum un terorist intră în carlingă și deturnează un avion și îl ține un static pe pilot, așa amigdala, frica, furia din amigdală, că le are pe amândouă, poate să intre și să te ia cu totul și tu să crezi că ăla ești. Pe când un om care e un pic exersat în lucrurile astea, poate sta, vine furia aia, știu ce să fac. Fac respirația aia de mi-a zis Dobrodea, să pot sta cu frica aia și de fapt să nu mă sperie. E un exemplu. Sau dacă fac ujjayi breath-ul ăla, corpul meu o să știe că nu fugărim pe nimeni. O să simtă, pentru că e o funcție bijectivă prin nervul vag, prin toate astea. Adică un corp liniștit transmite și la creier că nu este o stare de urgență. Și atunci dacă respir mai calm și respir mai liniștit, atunci o să... toată ființa o să știe ușor, o să se relaxeze și o să știe că nu pățin nimic. Foarte important și lucru simbolistic interior. Eu nu mi-aduc aminte relaxare mai puternică acum vreo 7 ani, cred că se întâmpla, ca după un vis care am visat ceva, am visat foarte junghian, apropo că m-ai întrebat de junghian, un simbol, un copil. Am visat un copil, ceea ce te duce la copilul de aur, la sinele mai adânc, etc. Și m-am trezit dimineață, eu nu știam că așa înseamnă să ai niște picioare relaxate. Exista acolo un stres rezidual totdeauna. După acel vis care avea și, adică avea legătură cu toată treaba asta, ca să vezi ce puternică este analiza junghiană, după acel vis s-a rezolvat o tensiune pe care o căram cu mine și credeam că e normalitate. Și se întâmplă lucrurile astea. Și se întâmplă nu numai fizic, se întâmplă la suflet. Deci sunt conștientă că ar lucra bine în timpul de visului. Mai am o ultimă întrebare. Am o mare curiozitate. Știu că te conduci unul dintre cele mai faine posturi de radio, Radio Guerilla, și pe de altă parte te și formezi ca psihoterapeut. Deci agenda ta este destul de încărcată. Vreau să te întreb cum reușești în fiecare dimineață, te trezești foarte, foarte devreme și ne transmiți nouă vibe-ul așa bun. Faci ceva în plus față de ce ne-ai povestit. De unde ți iei toată energia asta bună? Formarea mea a terminat-o în psihoterapie. Acum fac masteratul în psihologie clinică și e greu. Sunt multe. N-aș putea să spun am eu soluția magică de pot să lucrez de la 5:30 până seara uneori la 8 în foc continuu și să te duci dintr-un loc în altul și să respecti timpii și așa mai departe. Și să mănânci și să fii vesel dimineață 3 ore și după aia să fii caring și să fii prezent uneori în terapie, de exemplu. Dar cred că toată munca pe care am făcut-o asupra mea și asupra relațiilor prin terapie, prin citit, prin formare, prin atenție, prin atenția pe care mi-am dat-o, prin atenția pe care am dat-o mediului din jur, m-a făcut să pot da destul de mulți saci de aia de nisip din carlingă jos ca să pot să am picioare ușoare, cum zicea Nietzsche despre zei. Deci, nu tropăim în viață. Da, avem gravitas când trebuie, nu râdem de absolut orice și nu râdem oricând. Luăm lucrurile și în serios. Suferința umană e un lucru serios și terapeuții știu treaba asta. Poate sunt printre cei care știu cel mai bine. Și de aia sunt împământați într-un fel. În același timp știm ce nevoie e de bucurie, de veselie. Mă scol între 5:30 și 6 dimineața. Ceasul sună la 6, dar mai nou am început să mă trezesc chiar și mai devreme, pentru că mă culc mai devreme. Mă scol dimineața, am ritualul meu, citesc foarte multe știri, citesc foarte mult. Știință, jurnale, etc. Mă duc la radio, cânt,
cânt, încerc să cânt cu toată lumea, încerc să transmit lucrul ăsta. Cunoște-te și înconjuri de oameni faini, că altfel, absolut, dacă nu, anturajul nu te ajută. Sunt cu Gilda, cu Matei, cu Sorin, cu toți acolo, râdem, ne bucurăm de viață, luăm în serios când cineva ne vorbește în serios. Adică nu e un râs din nou, o hăhăială continuă și superficială. Nu. Avem capacitatea și, că m-ai întrebat pe mine, am capacitatea după atât de multă muncă, terapie, sacrificii de multe ori, trial and error, să nu am balast care să mă țină toată ziua bună ziua. Deci, sunt un om care iese în oraș, care îi place să mai bea un par de vin, o bere, să stea până târziu și să doarmă numai 5 ore uneori, dar după aia pot să fac un post intermitent 24 de ore ca să își revină celulele. Deci sunt un om care face inclusiv excese. Dar se pare, cred, acum nu știu, poate am și gene bune, nu știu, dar se pare că dacă nu mai ai toată ziua belele, probleme, rulaje aiurea, și virus, deci cu adrenalina, da? Tot timpul la maxim. Deci virus de ăștia semicibernetici în cap care să scaneze, ce ziceam, aoleo, dar dacă se întâmplă aia, dacă se întâmplă aia, dar ce se întâmplă acum în corpul meu? Păi alea îți mâncă o groază de energie. Furii pe care le ții, păi de ce crezi că depresivii, știi, de obicei, bun, nu vorbesc despre toți, dar de foarte multe ori, depresivii sunt foarte obosiți, dar nu fac nimic. De ce? Păi pentru că în interior acolo țin mâna pe capac, asta fac de obicei. Și se duce energia. Și trebuie să ții, oh, ce mă enervează ăsta, de exemplu, alții la serviciu, oameni cu furii, ce mă enervează să mă vin, oh, dar după aia, oh, trebuie să mă așa. Toate astea îți iau energie. Adică dacă ești un pic mai elastic, dacă îți lucrezi lucrurile astea, dacă faci terapie în continuu, lumea râde, da? Oh, terapie, dar ce ești nebun, dar psihopupul, toate astea. Ok, râd. N-am nicio problemă. Dar cât de fain este să-ți lucrezi, să-ți faci igiena asta mentală în permanență și să poți să trăiești. Nu? Desfăcând fundele astea de asocieri cu frici, cu tot felul de amintiri, cu traume, lucrându-ți corpul să trăiască mai bine. Nu trăiesc perfect, nici eu am momente de supărare. Pot să mă setez, de exemplu, dimineața, să nu mă duc trist, de exemplu, la radio. Da, vreau să-mi permit și tristețea, că e o capacitate umană. Și am văzut că și vorbești despre emoțiile tale pe post, ceea ce mi se pare foarte logic, este sănătos. Dobro, să știi că am și eu o voce aici care îmi tot șoptește în cască că se termină. Bine, mai, dar facem episodul 2, facem episodul 3. Facem episodul 2, facem episodul 3. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit până acum. Am să vă invit să citiți și noul număr al revistei Psihologii, unde găsiți subiecte cel puțin la fel de interesante. Pe curent!